Medicii ne recomandă ca în perioada sărbătorilor să evităm excesele culinare, mai ales a produselor cu conținut ridicat de grăsimi și preparate termic prin prăjire. Este indicată și evitarea consumului excesiv de alcool. Trebuie să știm fiecare și ce boli cronice avem, pentru că orice exces înseamnă o decompensare a unei boli cronice. Trebuie să știm că, da, putem să facem mici excepții de sărbători, dar să le facem fracționat, deci mesele să nu fie o singură masă cu o cantitate imensă de alimente, ci mai multe mese în care între mese putem să socializăm, putem să mergem în vizită, avem și partea care înseamnă a merge la colindat. Pentru a evita indigestiile alimentare și alte complicații medicale, specialiștii spun că alimentația trebuie să fie diversificată și să cuprindă cereale, legume, fructe și produse lactate. Cumpătați trebuie să fim și în privința consumului de alcool. Putem să închidăm un pahar și doar să gustăm din acel produs alcoolic cu care suntem serviți, pentru că altfel putem să ajungem la secția de urgență a unui spital cu intoxicație alcoolică sau chiar au fost persoane care, datorită intoxicației alcoolice, au ajuns cu degerături, deci cu reacția hipotermiei datorită faptului că au stat foarte mult timp afară sau chiar au adormit afară. Excesele alimentare știți foarte bine că supra-solicită tubul digestiv cu tot ce înseamnă atât ficatul cât și pancreasul, lucru care poate să ducă la apariția unor boli legate de acest tub digestiv. Putem să ajungem la faza cea mai gravă, care înseamnă pancreatită acută, deci o reacție a pancreasului care înseamnă o hiperproducție de enzime cu distrugerea pancreasului, lucru care, din păcate, putem să ajungem chiar și la deces dacă nu se intervine rapid de către medicii chirurgi. În ceea ce privește expunerea la frig, în special a persoanelor care vor participa la evenimentele organizate în aer liber, se recomandă îmbrăcăminte adecvată. Hidratarea trebuie făcută cu lichide calde.